Doamnelor și domnilor, bună ziua! Echipa Postului Public de Televiziune Moldova 1 vă invită la o ediție specială dedicată vizitei diplomatului numărul 1 al Uniunii Europene, Catherine Ashton, care deține funcția de înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene. Astăzi, pe parcursul ediției, vom avea includeri în direct și de la reședința de stat, acolo unde înaltul oaspete va avea întrevederi cu președintele țării Nicolae Timofti, cu președintele Parlamentului domnul Igor Corman, cu șeful guvernului de la Chișinău Iurie Leancă, ministrul de externe Natalia German și liderii de fracțiuni. Astăzi, în studio, i-am invitați pe analiștii politici domnul Anatol Țăranu, domnul Oazu Nantoi și domnul Nicolae Chirtoacă. Bine ați venit în studioul Moldova 1. Bună ziua! Bună ziua. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Catherine Ashton, nu este pentru prima dată la Chișinău. Dar totuși credem că este oportun să prezentăm încă o dată profilul domniei sale pentru a înțelege mai bine discuția de astăzi, ținând cont de funcțiile și nivelul pe care îl are această doamnă. Rog regia să plaseze pe post profilul doamnei Catherine Ashton. Cine este Lady Ashton? Aceasta a fost prima întrebare de la sfârșitul anului 2009, când Catherine Ashton a fost împuternicită de Comisia Europeană să reprezinte diplomația comunitară în cele mai arzătoare chestiuni mondiale, care, din păcate, nu au fost puține în momentul când ea a fost numită înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și securitate. Astfel, Catherine Ashton nu este doar vocea Uniunii în saloanele diplomației internaționale și înalta responsabilă de politica de securitate, dar este și vicepreședinte al Comisiei Uniunii Europene. Născută pe 20 martie 1956, Catherine Margaret Ashton este un politician britanic laburist. Este căsătorită cu un analist politic și are 2 copii. Ashton a făcut economie la Universitatea din Londra. În 1999, la cererea Partidului Laborist, ea a fost înnobilată, devenind astfel baronesa Ashton și a intrat în Camera Lorzilor. 2 ani mai târziu a devenit secretar de stat pentru educație, după care a ocupat posturi similare în Ministerul Afacerilor Constituționale și în cel al Justiției. La sosirea pe Downing Street în iunie 2007, premierul britanic Gordon Brown a numit-o pe Ashton liderul Lorzilor, însărcinată cu facilitarea adoptării proiectelor de lege guvernamentale în Camera Lorzilor. Unii observatori au ridicat atunci din sprâncene, întrebându-se cine este ea. În această calitate, Ashton a contribuit la garantarea ratificării Tratatului de la Lisabona, prin care a fost creată funcția de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe. Numirea lui Ashton la cârma diplomației europene a fost privită în 2009 cu stupefacție în Marea Britanie, țara sa de origine, în care era puțin cunoscută la acea vreme. Figura sa era familiară, în schimb, la Bruxelles, unde și-a făcut un nume la conducerea portofoliului comerțului din cadrul Comisiei Europene. Ashton le-a replicat atunci criticilor săi că, în calitatea sa de ministru britanic al justiției, a călătorit mult prin Europa și a fost întotdeauna o negociatoare, cerându-le să fie judecată după fapte și nu conform aparențelor. În schimb, fostul premier britanic, Gordon Brown, vedea în ea un politician foarte experimentat, un comisar european eficient, care îi va permite Marii Britanii să rămână în centrul Europei. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate contribuie la elaborarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene și asigură aplicarea deciziilor adoptate de Consiliul European. Înaltul reprezentant exprimă poziția Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale. Mai mulți oficiali de la Chișinău au efectuat în ultimele săptămâni vizite în Europa. Deci și domnul Leancă, și doamna German, și președintele țării, și domnul Corman au fost la Bruxelles, au fost la Luxemburg, au fost la Strasburg. Care era necesitatea, care este relevanța și semnificația acestei vizite a doamnei Ashton? Ce adaos de imagine și poate de esență poate aduce ea relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles? Din punct de vedere a coaliției pro-europene, care acum, deci această majoritate parlamentară care s-a format relativ recent, este prima vizită de acest rang. Fără îndoială, cred că este un semnal politic foarte clar la adresa
cabinetului în frunte cu prim-ministru Iurie Leancă, echipa care a fost formată de noul șef executivului, precum și la adresa majorității parlamentare, că Moldova rămâne pe acest, adică în direcția aceasta, promovează direcția, continuă parcursul european, deci și o astfel de vizită care este bine pregătită dinainte, când toate totul este bine punctat, cred că are o semnificație de încurajare politică. Doi, fără îndoială, Uniunea Europeană are nevoie de stabilitatea politică în Republica Moldova. Imaginea noastră, a țării noastre, este promovată ca o istorie de succes, anume și de Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului estic. Summitul de la Vilnius are o importanță deosebită, fiindcă cred că pentru acest program în ansamblu pe care l-a promovat anumite țări din Uniunea Europeană, mă refer în primul rând, desigur, la Polonia și Suedia. În acest sens, mi-a părut destul de interesant declarația făcută de doamna Ashton înaintea de vizita oficială în Republica Moldova, în care, de fapt, s-au punctat anumite lucruri. Noi, cu anumită experiență în relații internaționale și diplomație, știm foarte bine că aceste texte sunt destul de ermetice. Momentul când se spune că Moldova își continuă, adică rămâne devotată procesul de integrare europeană, aceasta ar însemna că Moldova este percepută ca un partener, adică noi avem de gând la Vilnius să ne asociem din punct de vedere politic și să devenim parteneri economici, sau chiar invers, n-are o prea mare importanță. Deci Moldova este percepută ca un partener în promovarea politicii externe a Uniunii Europene, ținând cont de interesul sau direcția strategică de integrare europeană a țării noastre. Doi, domnia sa este responsabilă pentru politica de securitate, desigur, problematica transnistreană. Noi suntem martori unei stagnări quasi totale, chiar și dramatizări, unor elemente dramatice în raporturile între Chișinău și Tiraspol, ceea ce nu înseamnă că acest conflict, adică conflictul rămâne pe agenda bilaterală, deci Uniunea Europeană, Republica Moldova. Deci sunt momente foarte clare, care, deci, deja clare de punct de vedere a priorităților, discuțiilor pe care le va aporta doamna înalt reprezentant cu înalți oficiali de la noi, de la Chișinău. Domnul Țăranu, opinia dumneavoastră? Eu sunt de acord. Această vizită este un semn de încurajare pentru Republica Moldova, pentru actuală echipă de guvernament. Este important că la Chișinău a venit reprezentantul responsabil pentru politica externă la modul general, fiindcă în ceea ce privește extinderea Uniunii Europene, acolo este un comisar aparte. Doamna Fiulea, care este destul de cunoscut deja, da, și de noastră, este practic aproape că familiar în Republica Moldova și e firesc acest fapt, atâta timp cât țara noastră se declară atașată ideii integrării în Uniunea Europeană. Noi suntem vecini mijlocii a Uniunii Europene și domnul Fiule, cum ar fi, e zona lui, e custodia lui. În ceea ce privește doamna Ashton, aici situația puțin diferă, dar, de fapt, totul se păstrează în aceeași cheie. Doamna Ashton vine la Chișinău ca să se clarifice iarăși cu vecinătatea apropiată a Uniunii Europene, plus la toate ea este responsabilă pentru securitate, problemele de securitate a Uniunii Europene și conflictul transnistrean este una din durerile de cap care afectează liniștea la hotarele Uniunii Europene. Și desigur că nu trebuie să scoatem din cărți inclusiv și această confruntare, eu aș spune mai mult ușor, această competiție tacită care există aici în Republica Moldova. Este vorba de fapt despre două orientări geostrategice pentru țara noastră, încotro va merge totuși Moldova, își va continua cursul de integrare europeană sau acele forțe politice destul de serioase, destul de influente din interiorul Republicii noastre care pledează schimbarea cursului geostrategic și înlocuirea deci direcției sau vectorului european pe cel euroasiatic. Desigur că Bruxelles nu poate să rămână indiferent față de aceste posibile mutații care ar putea să se producă pe scenă politică moldovenească și iată că ești o linie la Chișinău, în primul rând, ca să se informeze pe teren, pe loc, aici, ce se întâmplă și plus la toate, după eu bănuiesc, ea vine să încurajeze acele forțe politice care pledează cauza Uniunii Europene, vine să le spună că încă o dată să subliniez faptul că Uniunea Europeană va fi generoasă în ceea ce privește ajutoarele, asistența
numai în caz dacă Republica Moldova își va păstra această orientare geopolitică și geostrategică. M-am uitat pe diagonal, așa, pe agenda doamnei Ashton din ultimele două sau trei săptămâni, ca să văd că avea incluse acolo probleme destul de importante pentru întreaga comunitate internațională, cum ar fi situația în Israel și sectorul Gaza, criza din, deci din Siria, criza din Egipt cu răsturnarea de guvern, practic, reuniunea ministrilor de externe a Uniunii Europene, problema Serbiei, Kosovo și așa mai departe. Și iată că deci pe această agendă și-a găsit loc și Republica Moldova. Domnul Nantoi, în opinia dumneavoastră, are cumva, este cumva conectată această vizită și cu tensiunile care au loc în ultimul timp în Transnistria, cu aceste presiuni care vin din partea Moscovei? Eu percep situația în modul următor. Ceea ce numim noi Transnistria este un instrument creat și întreținut de Federația Rusă pentru a exercita controlul asupra comportamentului geopolitic al Republicii Moldova. Și acum ce se întâmplă? Dacă ne aducem aminte de anul 2005, când în februarie au fost semnate două planuri de acțiuni, Uniunea Europeană-Ucraina, Uniunea Europeană-Republica Moldova. Drept urmare, a devenit posibilă apariția la 3 martie 2006 a misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră moldo-ucraineană. Aceasta a fost o mișcare foarte puternică, realizată de facto de Uniunea Europeană, unilateral, fără niciun fel de negociere în formatul 5+2, cum spunem noi. Însă, în urma acestei mișcări puternice, toți agenții economici din stânga Nistrului s-au înregistrat la Chișinău și au început să exporte în baza regulilor create de guvernul de la Chișinău. Mai mult, după introducerea, oferirea pentru Republica Moldova a Sistemului General de Preferințe, GSP+, cum spunem noi, agenții economici din stânga Nistrului au profitat mai eficient decât noi, cei de pe malul drept, și acum ei exportă mai multe bunuri pe piața Uniunii Europene. Însă, acum vine momentul, să spunem așa, adevărului. Deoarece, în cazul când Republica Moldova parafează acordul de asociere din care face parte și acordul cu privire la liber schimb, în cazul când acest acord cu timpul va fi implementat, agenții economici din stânga Nistrului vor fi puși în fața unei dileme foarte simple. Sau ei se conformează regulilor pentru întreaga Republica Moldova, sau ei rămân izolați. Agenții economici nu vor să piardă profitul, ceea ce înseamnă că Federația Rusă are probleme. A doilea moment care vine este că la 28 martie curent, domnul Eugen Carpov a informat administrația anticonstituțională de la Tiraspol despre intenția de a instala posturile de control al migrației. Iarăși este o condiție impusă de Uniunea Europeană, trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Și ideea este foarte simplă. Dacă voi, cetățenii Republicii Moldova, vreți să vă deplasați fără vize în spațiul Schengen, înseamnă că fiți buni, vă rog, și controlați fluxul de cetățeni străini pe teritoriul vostru. Mai mult nimic. Nimic antirusesc sau anti-nu știu cui. Însă, această politică, pe de o parte, transformă cetățenii Republicii Moldova în una atractivă pentru locuitorii din stânga Nistrului și, a doilea moment, creează probleme pentru acei locuitori din stânga Nistrului care s-a grăbit să obțină pașapoarte rusești. Deoarece Federația Rusă, sfidând Convenția Diplomatică de la Veneția, de fapt a deschis o secție consulară la Tiraspol, unde eliberează generos inclusiv pașapoarte biometrice de cetățeni ruși. Și iată acest conflict de interese, în opinia mea, deci mai bine zis, această politică consecventă a Uniunii Europene slăbește mult posibilitatea Federației Ruse de a utiliza regimul din stânga Nistrului în calitate de instrument de șantaj împotriva Republicii Moldova. Și unul dintre scopurile vizitei doamnei Catherine Ashton, ca și apropo și a doamnei Merkel, dacă vorbim deci pe linia doamnelor, este un mesaj adresat Federației Ruse. Mileniu 3 nu admite separarea continentului în sfere de influență, comportați-vă corect. Cetățenii Republicii Moldova singuri sunt liberi să-și aleagă viitorul. Și aici, sigur că semnificația acestei vizite este foarte înaltă, în special dacă ținem cont că până la summitul de la Vilnius, care urmează să aibă loc la 28-29 noiembrie curent, va fi o cascadă întreagă de evenimente organizate de
în parteneriat cu Uniunea Europeană și aceasta trebuie să deci, asigure acea stabilitate internă și neamestecul din exterior care să ne permită nouă să ajungem cu succes la acest moment important în istoria țării noastre. Trebuie să spunem că, cel puțin în opinia mea, interesul pentru țara noastră este destul de mare. În pofida teritoriul spațiului mic și poate rolul e mai puțin important ca și actor politic. Și în pofida faptului că suntem într-o perioadă estivală, în pofida faptului că oamenii aleg să meargă la mare sau la munte sau cel puțin să stea la umbra nucului bătrân, să zic așa. Oficialii europeni vin unul după altul aici. Chiar ieri a fost ministrul de externe al Slovaciei, domnul Lajčák, care a deschis și o ambasadă aici, în timp de criză, ceea ce nu fac alte țări, de fapt își reduc numărul de misiuni diplomatice. Și în interviul pe care l-a oferit în exclusivitate postului nostru de televiziune, l-am întrebat și despre această vizită. Cum se vede ea de la Bratislava? Haideți să vedem ce ne-a răspuns. Знаю о том, насколько занята госпожа Эштон, как... Știind cât de ocupată este doamna Ashton, câte domenii le monitorizează personal. Iar faptul că vine în Moldova este un argument al interesului și susținerii proceselor care au loc aici din partea Uniunii Europene. Este o veste îmbucurătoare pentru Republica Moldova și vreau să menționez un lucru foarte important. Nu întâmplător vine anume în acest moment. Pe data de 22 iulie va avea loc întrunirea miniștrilor afacerilor externe a Uniunii Europene și a parteneriatului estic și, desigur, ne pregătim intens de summitul de la Vilnius. Astfel, doamna Ashton a decis să vadă cum decurg lucrurile din prima sursă, cum se spune. Și sfatul meu prietenesc este să folosiți această șansă. Vom reveni la discuția despre șansa la care se referea domnul Lajčák, iar acum regia îmi spune că avem conexiune telefonică cu domnul Dan Alexe, care este corespondentul postului de radio Europa Liberă la Bruxelles. Domnul Alexe, ne auziți? Foarte bine. Bună ziua! Bună ziua! Cum se vede de la Bruxelles vizita lui Ashton la Chișinău? Este la fel de importantă ca pentru noi sau este un moment de lucru? Este un pur moment de lucru, este o vizită formală, este văzută, e pus într-un context politic schimbător și este văzută ca un gest politic de încurajare a unui guvern încă fragil. Nu e prevăzut, cum bine știți, vreun acord concret sau vreo măsură concretă și gestul politic respectiv arată doar că Moldova s-a normalizat și că după recenta criză politică, Moldova a redevenit acel elev bun, cum se spunea înainte, cel mai bun dintre cei 6 membri ai parteneriatului estic. Dar asta este, așa cum se vede de la Bruxelles, un simplu gest formal, un gest politic de încurajare. Eu bănuiesc că dumneavoastră aveți niște relații personale, dacă nu cu tot, cel puțin cu unii oficiali europeni. În acest caz, nu se teme Bruxelles, ce se vorbește prin culise, nu se teme Bruxelles să acorde un credit prea mare de încredere odată ce au existat crizele și conflictele despre care știm? Chiar dacă se teme, gestul tot e făcut, pentru că, să nu uităm, Uniunea Europeană nu are decât două granițe concrete cu terțe țări, cu țări externe. Granița din Balcan și granița cu țările est-europene foste sovietice. Acum în Balcan situația s-a normalizat, cum bine știți, însă în spațiul sovietic rămân foarte mari tensiuni și în condițiile în care cele trei țări din parteneriatul estic care au graniță cu Uniunea Europeană, respectiv Bielorusia, Ucraina și Moldova, dintre acestea trei, Bielorusia este o dictatură, în Ucraina Uniunea Europeană nu are încredere și atunci rămâne Moldova, care trebuie foarte mult încurajată, pentru că Uniunea nu vrea să aibă acolo un arc de instabilitate. Granițele sunt foarte lungi și are foarte mare interes să stabilizeze acolo, chiar dacă în spate e destul de șubret, cum se știe.
Dumneavoastră ați spus că nu are încredere Bruxelles pentru Ucraina, dar anume cu Ucraina dorește să semneze la Vilnius. Cel puțin aceasta este informația, că Ucraina va fi singura care va beneficia de semnarea acordului de asociere. Așa este, însă să nu uităm dimensiunea geopolitică a Ucrainei, care nu se compară cu Moldova, nici ca în termen de populație, nici în termen de importanță economică și nici în termen de risc în caz de instabilitate gravă. Și apoi prin Ucraina trec conductele de gaz dinspre Rusia, dinspre fostul spațiu sovietic. Așa că Ucraina are o cu totul altă importanță decât Republica Moldova. Domnule Alexe, și încă o întrebare. Deci, oficialii de la instituțiile europene sunt sigură că cunosc destul de bine situația din Republica Moldova. Au auzit și ei probabil de corupția care a atins cele mai înalte niveluri, de conflictele de interese, de cum funcționează justiția noastră și așa mai departe, și în mod special aceste crize politice de instabilitate și luptă pentru putere. În aceste condiții, instituțiile europene și-au păstrat credibilitatea față de guvernul de la Chișinău sau sunt puse în situație să continue acest joc pentru care avea nevoie și Uniunea Europeană de o istorie de succes? Aveți foarte multă dreptate, răspunsul de cel de-al doilea. Să nu uităm că o poziție similară a adoptat-o Uniunea Europeană vis-a-vis de Serbia, împingând foarte mult ca recent Serbia să ajungă la un fel de semi-înțelegere cu Kosovo, chiar dacă se știe foarte bine că guvernul sârb este cel puțin la fel de corupt ca al Moldovei și acolo e dominat de niște grupuri de oligarhi și mafii locale, însă atâta vreme cât Moldova nu este un candidat de luat în serios pentru Uniunea Europeană, toate acestea rămân niște probleme locale pe care Uniunea preferă să le împingă sub preș. Și ultima întrebare, această vizită a doamnei Ashton la Chișinău, deci are o importanță mai mult pe interior sau este și un semnal pe exterior pentru ceilalți parteneri? Cum credeți? Întotdeauna, niciodată nu este o țară, nu este tratată izolat, mai ales în acest context în care Moldova are graniță cu Ucraina și avem mai la nord Bielorusia, apoi avem cele trei state, dintre care două sunt instabile în Caucaz. Parteneriatul estic este foarte șovăielnic și orice gest către una din țări este destinat tuturor celor șase. Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru această conversație și îți urez succese! Continuăm discuția noastră aici în studio. Domnul Lajcak zicea că trebuie să utilizăm această șansă care ne este oferită. De fapt, nu am fost destul de sigură dacă s-a referit doar la vizită sau la situația care este acum și la ceea ce ne poate oferi în cazul dat parteneriatul estic și summitul de la Vilnius, cum credeți? Și ce ar trebui să facem ca cu adevărat să utilizăm această șansă? Cred că este semnificativ faptul că această recomandare, sugestie, vine de la ministrul, de fapt, de externe a unei țări care a trecut pentru o situație foarte similară. Eu aș vrea să vă aduc aminte că după Vladimir Mečiar, care, de fapt, era cunoscut ca un lider autoritar a Slovaciei, în condiții destul de similare, cel puțin discutam deci, cu unii experți occidentali care faceau astfel de paralele, la guvernarea a venit o coaliție de forțe pro-europene, de centru-dreapta, în Slovacia, care a fost o coaliție foarte șubredă și marcată profund de foarte multe probleme, sau disensiuni interne, concurențe, elemente de corupție și așa departe. Dar această coaliție a creat premisele pentru stabilizarea situației și apropierea Slovaciei de Uniunea Europeană. În acest sens, cred că aici este aportul, poate fi un aport considerabil, adică ministrul vorbește în cunoștință de cauză. El ne sugerează să fim mai perseverenți, mai insistenți, anume parcurgând această perioadă plină de incertitudine în care ne aflăm, o perioadă, dacă doriți, de tranziție, iar parafarea unui acord de asociere și de cooperare cu Uniunea Europeană, de fapt, este un pas destul de cert în direcția strategică, opțiunea strategică, care este modernizarea Republicii Moldova prin europenizare, prin aplicarea în condițiile Moldovei, anumită modelul european. Noi despre aceasta vorbim. Și atunci, desigur, ați formulat o întrebare. E mai importantă această vizită a baronesei Ashton în plan intern sau în plan internațional? Categoric în plan intern.
Fiindcă dacă... Eu am citit foarte atent interviul lui reprezentantului special al Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Dirk Schübel, care a punctat foarte clar, deci, prioritățile și viziunea Uniunii Europene asupra situației din Republica Moldova. Reformele în ultima perioadă de timp, în genere, au fost stopate. Moldova a intrat într-o stare totală de stagnare. Prioritățile pe care le formulează Uniunea Europeană, care sunt importante pentru țara noastră, lupta cu corupția, în primul rând, la nivelul cel mai înalt, corupția devenită sistemică și, doi, desigur, justiția, reformele în justiție, independența sistemului judecătoresc, același mesaj care a fost adresat primului guvern, primei alianțe, Alianța pentru Integrarea Europeană numărul 1 în 2009, care rămâne actual aproape peste 4 ani. Deci aici este marea problemă, nu? Ne mai vorbind că noi nu chiar avem o strategie coerentă de europenizare a Moldovei. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Europenizarea se face în baza criteriilor de la Copenhaga. Asta este faza finală. Este viziunea noastră, o societate democratică, funcțională, economie de piață competentă, mass media independente, societate civilă vibrantă, este așa un cuvânt. Asta este viziunea noastră. Care va fi perioada aceasta de trecere? Poate dura câteva decenii. Noi, iarăși, ne vedem foarte îngust. Noi suntem tentați să îndeplinim anumite indicații din exterior. Noi nu avem pentru moment o viziune strategică asupra parcursului european ca posibilitate de modernizare a țării și acest lucru, de fapt, pe mine personal mă îngrijorează foarte mult. Aici aș fi vrut să adaug următoarele. Situația politică din Republica Moldova la un moment este destul de confuză. Acele, să spunem așa, confruntări interne care au existat în fostele alianțe au dăunat mult imaginii partidelor care s-au declarat pro-europene și... Și într-un fel chiar aș spune că au discreditat această idee de integrare europeană. Nu, păi bine, pentru cei care s-au grăbit, au investit niște așteptări exagerate, cred că da. Însă eu personal, ca cetățean, nu văd altă alternativă și consider că acest parcurs, după cum a menționat și domnul Chirtoacă, presupune o cale îndelungată care va cuprinde în sine mai multe cicluri electorale. Dar eu aici vreau să revin la următoarele, că actualul nostru guvern în frunte cu domnul Iurie Leancă are o funcție extrem de dificilă. Da, trebuie să ajungem să păstrăm stabilitatea până la summitul de la Vilnius, însă politicienii sunt condamnați să gândească în cicluri electorale, vin următoarele alegeri și guvernul nostru este obligat pur și simplu să prezinte ceva alegătorilor concret, palpabil, niște rezultate. Și aici este foarte important ca acele reforme despre care se vorbește mai mult timp, în sfârșit să fie implementate, să fie pornit procesul, în sfârșit ca cetățeanul Republicii Moldova, care deloc nu este răsfățat prin faptul că politicienii se țin de cuvânt, să-și dea seama că, iată, în sfârșit, cu asistența anume Uniunii Europene, ceva se întâmplă pozitiv în țara lui. Și credeți că clasa politică de la Chișinău este conștientă de acest fapt și cu adevărat interesele lor ar putea să se plieze pe interesele Uniunii Europene? Aici nu sunt de acord că trebuie să se plieze pe interesele Uniunii Europene, trebuie să se plieze pe așteptările cetățenilor. Asta este cheia succesului în politică. Să nu uităm că în anul 2001 când, și în 2005, când, în special în 2001, când domnul Vladimir Voronin a venit la putere în calitate de lider comunist, el pentru câteva zile a fost ceva frustrat, că nu știa cum o să-l perceapă comunitatea internațională. Însă când comunitatea internațională a constatat că alegerile au fost libere și corecte, mă rog, așa ca la noi, el a devenit putere legitimă în țara aceasta. Prin urmare, este important să te bazezi pe încrederea propriului alegător. Și aici, repet, actualul nostru guvern se află într-o situație extrem de dificilă și unica soluție este ca nu numai să ne gândim la summitul de la Vilnius, dar să ne gândim la ce, cum să valorificăm la maximum acea ofertă generoasă care vine din partea Uniunii Europene. Cum să utilizăm șansa despre care vorbea domnul Lanciac, domnul Țăran? Pentru noi este important să obținem un consens în interiorul societății în ceea ce privește orientarea geostrategică a Republicii Moldova, fapt care astăzi deocamdată nu există ca unul împlinit. Republica Moldova este o societate profund divizată. Dacă ne aducem aminte despre istoria aderării la Uniunea Europeană a țărilor este europene, sau central europene, mai bine zis, păi atunci vom constata că primul lucru care a fost obținut acolo a fost această unanimitate, aproape quasi-unanimitate din toate aceste țări.
Și acest lucru, desigur că a facilitat enorm parcursul european al țărilor centrale europene. Iată că Republica Moldova, noi astăzi atestăm o situație puțin diferită decât cea care a existat la vecinii noștri. Atunci când se vorbește despre decenii necesare pentru Republica Moldova de a adera la Uniunea Europeană, păi vreau să vă spun că aceste decenii, această perioadă, este cu atât mai lung, cu cât mai îndelungată va fi obținerea acestui consens interior. Experiențele sunt diverse. Noi trebuie să învățăm din aceste experiențe. Va fi capabilă clasa politică moldovenească să însușească aceste lecții? Eu nu cred că astăzi există un răspuns fără echivoc la această întrebare. Este nevoie de a depune eforturi. Din păcate, în Republica Moldova există forțe foarte influente care pun sub semnul întrebării această orientare spre Europa. Republica Moldova nu poate să-și schimbe amplasamentul geografic. Prin urmare, noi cu adevărat suntem la interferența a două poluri geomagnetice. Una este Rusia lui Vladimir Putin, nu a lui Turgenev, Pușkin, Lermontov, ci a lui Putin, ca să fie clar. Și alta este proiectul Uniunii Europene. Din ceea ce am comunicat noi cu ex-colegii din URSS, din țările baltice, în aceste țări a existat un consens național. Ei știau că ei vor să-și stabilească statalitățile lor, ei vor ca să intre în Alianța Nord-Atlantică, ei vor ca să devină țară membra a Uniunii Europene. La noi, în Republica Moldova, se observă o situație absolut amuzantă la prima vedere, dacă aș fi fost eu un cetățean sau un jurnalist străin. Atâta timp cât nu există acea masă critică a cetățenilor care își identifică propriul viitor cu Uniunea Europeană, deci noi atunci vom, asupra Republicii Moldova, va plana riscul acestor, să spunem așa, eșecuri. Noi avem politicieni, avem foarte puțini oameni de stat. Integrarea europeană este un proces care va dura un deceniu, sau cel puțin chiar două decenii. Deci 40 de ani în total de la evenimentele din 91, când Moldova a devenit stat independent. Două generații, aproape ca o metaforă biblică, dacă doriți. Și atunci, de momentul când a generat aceste așteptări, când Europa și europenizarea era percepută ca o cale de a ridica imediat, peste noapte, calitatea vieții, salarii bune, deci a circula în Europa fără vizele acestea Schengen, deci ați câștiga existența, deci a sprijini rudele aici din Moldova, pe de o parte, iar pe de altă parte, de fapt, alianța care s-a înglodat în scandaluri, reformele așa și n-au fost pornite. Deci oamenii au înțeles că toată retorica pro-europeană a lucrat contra imaginii Europei și procesul de europenizare. În 2009 existau aproape două treimi din cetățenii noștri care se pronunțau pentru integrarea europeană. Acum ne-am rostogolit, am pierdut aproape 25% din acești cetățeni. Nu cetățenii sunt divine. Vine clasa politică, n-a valorificat niște oportunități extraordinare. Promisiuni, bun, 2,5 miliarde de dolari care trebuiau să creeze premizele unei reforme extraordinare în domeniul economiei, să lanseze economia națională. Două precondiții, corupția, care distruge totul ca rugină și care investitorii n-au deci, și nu se face dreptate în Moldova, adică nu lucrează sistemul judecătoresc. Sunt de acord cu ceea ce spune concluzia. Da. Da, dar mă gândesc, oare în Rusia și în celelalte state din spațiu CSI nu există acest nivel de corupție înalt? Noi, cetățenii noștri și noi, nu cunoaștem nimic despre această Uniune Euroasiatică, fiindcă ea nu există. Nu cunoaștem pe ce principii va fi constituită. Noi știm cum sunt respectate drepturile omului în țările care sunt mai aproape de această idee. De ce ideea Uniunii Euroasiatice sau de ce acest raport de forțe în societatea noastră este divizat jumătate la jumătate? Fiindcă deci oamenii pledează pentru ceva pentru care nu știu. Politicienii nu vrem să înțelegem că trecutul nu mai putem întoarce înapoi. Politicienii divizează, fiindcă astfel este mai ușor să manipulezi opinia publică, într-o direcție sau alta. Domnule Chertoacă, trebuie să vă întrerup, fiindcă colegii mei mă anunță că acuși va începe conferința de presă. Doamnelor și domnilor, jurnaliști, îmi face o enormă plăcere să vă salut cu prilejul vizitei pe care o întreprinde în Republica Moldova doamna Catherine Ashton, vicepreședintele Comisiei Europene, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate. Ne bucurăm să o găzduim pe doamna Ashton a doua oară la Chișinău, într-o vizită care reprezintă o reconfirmare a susținerei pe care o acord de Uniunea Europeană, agende europene de reforme lansate de Coaliția Pro-Europeană de Guvernare.
cu atât mai importantă, cu cât vine în perioada în care am dat start, împreună cu partenerii noștri europeni, pregătirilor pentru summitul parteneriatului estic de la Vilnius. În acest context am convenit cu doamna Ashton calendarul acțiunilor pe care îl vom întreprinde în vederea pregătirii acordului de asociere, inclusiv DCFTA, pentru parafare către summitul de la Vilnius, iar ulterior semnarea cât de devreme posibil pe parcursul anului 2014. Obiectivul nostru este să începem cât mai rapid punerea în practică a prevederilor acestui acord, fapt ce va însemna pregătirea de facto a țării noastre pentru integrarea europeană. Și vreau să mai refer încă un element în acest context. Crearea zonei de liber schimb este un obiectiv de mare relevanță pentru Republica Moldova și este un lucru bun pentru Europa. În momentul în care vom semna acest document și vom avea zonă de liber schimb, acest lucru ne va permite să deschidem economia Republicii Moldova și totodată să creștem potențialul de producere al Republicii Moldova. Va diminua prețurile, va crește investițiile interne, dar și externe în economia Republicii Moldova și ne va oferi piețe noi pentru producătorii moldoveni. Bineînțeles că am discutat cu doamna Ashton și subiectul care ține de progresele obținute de țara noastră în întâlnirea condițiilor legate de faza a doua a dialogului privind vizele. Vom continua să depunem toate eforturile pentru realizarea recomandărilor Uniunii Europene făcute în rezultatul misiunilor de evaluare. Astfel încât sperăm că Comisia va avea toate argumentele necesare încât la summitul de la Vilnius din noiembrie an să poată recomanda țărilor membre să examineze posibilitatea ridicării regimului de vize. Bineînțeles, am trecut în revistă și evoluțiile pe plan regional. Am discutat și procesul de negocieri în formatul 5+2 pe marginea conflictului transnistrean. Vreau să menționez că Uniunea Europeană joacă un rol foarte activ în acest proces și știți foarte bine că reglementarea conflictului ne va asigura cu stabilitatea necesară pe care o dorim foarte mult. Iar rolul Uniunii Europene, sprijinul constant pe care îl avem din partea Uniunii Europene, doamnei Ashton personal, este unul foarte și foarte important. Bineînțeles că în aceste discuții pe care le-am avut deja cu doamna Ashton, am reiterat determinarea guvernului de la Chișinău de a asigura o perioadă de stabilitate și în mod special de dezvoltare, astfel încât să putem realiza progresul de care au nevoie cetățenii noștri, schimbând realitățile spre bine din Republica Moldova. Acest guvern are o viziune clară asupra viitorului țării. Noi suntem europeni și în această calitate, bineînțeles, ne dorim să aderăm la familia europeană. Și acest lucru este o alegere a valorilor și o alegere conștientă a solidarității. Dar, în primul rând, trebuie să facem așa încât obiectivele integrării europene să le implementăm la noi acasă. Și știm foarte bine că mai avem încă foarte mult lucru de făcut pentru a obține dezvoltarea economiei, pentru a asigura supremația legii, pentru a consolida democrația în Republica Moldova. Și de acest lucru avem nevoie nu de dragul Europei, ci pentru viitorul nostru stabil și prosper. Totodată, integrarea europeană ne oferă cea mai bună rețetă pentru acțiune. Și pe acest motiv suntem extrem de recunoscători pentru consilierea pe care beneficiem din partea Comisiei Europene, pentru sprijinul constant și în mod special încurajarea atât din partea doamnei Ashton personal, cât și din partea colegilor ei. Încă o dată, stimată doamnă, suntem nespus de bucuroși să avem astăzi aici în calitate de oaspete și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și pentru dialogul foarte consistent pe care l-am avut. Mulțumesc!
Thank you. Well, first of all, can I thank you, Prime Minister? În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule prim-ministru, pentru cuvintele de salut atât de calde, pentru ospitalitatea atât de calde. Când ne-am întâlnit câteva săptămâni în urmă și trebuie să vă spun dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, că noi cu adevărat ne-am întâlnit de mai multe ocazii deja câteva săptămâni în urmă și atunci când ne-am întâlnit câteva săptămâni în urmă, eu am menționat că aș fi foarte onorată încă o dată să am șansa să fiu aici, în această țară atât de minunată și să vă văd pe dumneavoastră în acest rol nou pe care îl aveți și vă felicit pe toți din numele întregii Uniuni Europene pentru faptul că ați fost desemnat în funcția de prim-ministru și pentru succesul pe care l-ați întrunit în această funcție. Pot să vă spun de asemenea că întotdeauna am fost foarte impresionată de angajamentul dumneavoastră să acordați sprijin cetățenilor, oamenilor Republicii Moldova spre un viitor, construind o creștere economică de care vă bucurați deja 3,5% și ca să ajutați țara să se miște înainte ca și națiune care este determinată să își facă propria opțiune, propria alegere, să ofere în special tineretului un viitor cât mai strălucit și prosper. Eu cred că unele dintre elementele pe care dumneavoastră le-ați identificat chiar în cadrul discuției noastre de astăzi se ține de sprijinul oferit pentru o creștere economică, pentru o prosperitate stabilă. Există și anumite aspecte care urmează să fie abordate în continuare, dar sunt sigură că dumneavoastră le veți oferi cetățenilor cel mai bun. Acest lucru înseamnă exact cum ați indicat. Veți continua procesul de reforme, veți asigura faptul că cetățenii pot să simte în orice aspect al vieții sale că cu adevărat îi se oferă cea mai bună opțiune, să fie reasigurați în sprijinul pe care oferă instituțiile statului. Domnule prim-ministru, eu sunt foarte fericită pentru faptul că ați înregistrat un progres veritabil în domeniul drepturilor schimbării vizelor și totul ce ține de relația strânsă cu Uniunea Europeană. Eu consider că Vilniusul va fi o oportunitate veritabilă pentru a celebra în cadrul summitului din noiembrie această relație strânsă, dar și anumite aspecte care țin de viitor. Eu sunt foarte sigură că dumneavoastră veți fi determinat să veniți cu cele mai bune oferte. Noi, de asemenea, suntem fericiți să jucăm un rol activ și puternic în discuțiile în formatul 5+2 pe marginea Transnistriei. Sunt sigură că vom găsi cea mai bună soluție care va oferi un viitor strălucit pentru toată lumea. Dar mai mult decât orice, am venit încoace să celebrez poziția a dumneavoastră. Faptul că ați reușit să alegeți un președinte, să aveți lideri politici pentru a transmite un mesaj puternic de sprijin în adresa țării dumneavoastră și a viitorului ei. Cred că pentru acest guvern, pentru această țară, sunt anumite chestii pe care încercați să le faceți, să vă mișcați înainte. Și nu doar pentru a beneficia de un acord cât mai puternic cu Uniunea Europeană, dar în primul rând pentru să oferiți cel mai bun lucru pentru cetățenii noastre. Acesta este un guvern foarte puternic pentru guverne. Și eu cred foarte mult că domnul prim-ministru este cu adevărat determinat să vă ofere cele mai bune oportunități cetățenilor. În ce privește progresul în domeniul semnării cotului sau parafării cotului de asociere, lucrurile merg foarte bine, dar aceasta nu înseamnă că nu există anumite provocări. Eu cred că domnul prim-ministru poate să vă ofere o listă a ceea ce ar dori dumnealui să obține din punctul de vedere a reformelor care urmează să fie implementate și dumnealui probabil este într-o postură mult mai bună să vă descrie dumneavoastră detaliat ce urmează să fie obținut în continuare. Din partea noastră, noi dorim ca acest acord să fie unul veritabil, unul adevărat, pe care se poate miza cetățenii acestei țări pentru a adresa și a aborda tot felul de provocări care mai există, puteți astfel încât să putem construi relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Aceasta înseamnă că deodată suntem duri în solicitările noastre, dar solicităm aceste lucruri fiindcă credem că este cea mai bună cale pentru țară să se miște înainte prin intermediul reformelor economice și politice. Noi înțelegem că este foarte ambițios să veniți la Vilnius, să demonstrați dumneavoastră, domnule prim-ministru, această relație strânsă pe care o avem astfel încât guvernul poate să beneficieze de tot sprijinul. Mi-a rămas foarte puțin timp pentru niște concluzii ale discuției noastre de astăzi și poate pentru un scurt mesaj adresat cetățenilor noștri. Totuși, la ce trebuie să urmeze după această vizită și în genere, ce ar trebui să facem noi, noi europenii?
Vizita comisarului european este foarte importantă. Ea vorbește despre faptul că Uniunea Europeană continuă să privească Republica Moldova ca un candidat în ceea ce privește integrarea europeană, dar pe noi de Uniunea Europeană ne desparte o distanță enormă. Și această distanță este un efort pe care trebuie să-l depunem pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de standardele europene. Eu sper că noul guvern și coaliția pro-europeană sunt conștienți de responsabilitatea lor în fața cetățenilor Republicii Moldova și țin cont de faptul că alegerile vin vertiginos în 2015. Și eu sunt gata să-i ajut, eu îi voi critica, numai ca să ajut lor ca cetățenii Republicii Moldova să-și dea seama că viitorul european înseamnă binele tuturor la oaltă și a fiecărui în parte. Categoria cuzita doamnei Ashton are o importanță incontestabilă. De fapt, Uniunea Europeană, cred că după vizita doamnei Angela Merkel, care a făcut o declarație extraordinară și foarte tranșantă, că Moldova are un partener strategic și acest partener este Germania. Noi avem acum și foarte multe semnale că Uniunea Europeană devine tot mai un partener strategic care ne poate acorda asistență în foarte multe probleme cu care noi ne confruntăm, inclusiv și problematica transnistreană, cu o singură condiție. Că vom fi responsabili, vom avea o guvernare cu viziuni strategice, de sacrificiu, dacă doriți, și capabilă, într-adevăr, să aprecieze la justa valoare asistența și sprijinul acordat de Europa. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Stimați telespectatori, a fost ediția specială dedicată vizitei doamnei Catherine Ashton, înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate la Chișinău. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bune!